și Ucraina vor să folosească delta Dunării pentru asta. Canalul Sulina, brațul Sulina va fi navigabil 24 din 24, 7 cu 7. Portul Constanța este ultra sufocat. Oricum acolo prioritate o au tirurile și tot ce vine, navele, tot ce vine din Ucraina sau pentru Ucraina. Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Da, nu știm de ce să ne mai ferim acum. Noi, ca și producători agricoli și toate firmele care au investiții în agricultură în România, își pun problema dacă mai este sustenabil să producem în România, că putem la rândul nostru și noi să ne reorientăm business-urile, cei care suntem cu investiții în agricultură, și până la urmă să cumpărăm totul din Ucraina, că este mai ieftin pentru noi să producem și să aducem, să nu producem, dar să aducem din Ucraina. Vreau să vă spun că o săptămână în urmă aproximativ, domnul ministru al transporturilor a făcut această declarație că se vor dubla cantitățile tranzitate prin România și a doua zi piața locală a avut o reacție imediată. Reacția, bineînțeles, a fost în căderea prețurilor, cu aproximativ 10%. Cam tot de o săptămână, aproximativ, prețul motorinei a crescut cu 15%, ori toată agricultura, toată producția agricolă și parte din zootehnie folosește motorină zilnic. Faptul că azi l-am auzit pe domnul prim-ministru că a spus în context acolo foarte puțin, câteva secunde, că trebuie să avem grijă și de fermierii români sau de producția din România, nu este chiar îmbucurător. Poate că eu aș fi început chiar cu această frază, dialogul sau ceea ce s-a relatat către presă din partea dumnealui. Nu cred că suntem atât de inconștienți încât pur și simplu să ne aruncăm hrana în aer, așa cum a făcut Uniunea Europeană și Comisia Europeană cu piața unică europeană, după ce 40-50 de ani s-a chinuit să creeze o piață unică cu anumite condiționalități, cu chestiuni de etică economică până la urma urmei, și acum în câteva luni, cu câteva decizii, aproximativ un an, a reușit să arunce 50 de ani de stabilitate în aer. Nu spunem să nu ajutăm Ucraina. Să ajutăm cu tranzitul, dar astea rămân aici, asta e problema pe care mi-au spus-o toți producătorii români. Explicați-ne un pic, se spune întotdeauna că nu aveți prioritate în port. Ce înseamnă asta? Trebuie să înțelegem că cerealele sunt exportate și comercializate la nivel internațional de multinaționale, așa numiți traderi. Aceiași traderi sunt și în Ucraina, sunt și în România, sunt și în Bulgaria. Sunt 7-8-10 traderi care au acaparat piața mondială de cereale și doar ei pot face tranzacții. Asta înseamnă ei nu-l numesc monopol, dar noi îl numim monopol. Statul aici ar trebui să aibă grijă, sau un stat sănătos la cap, mai devreme am ascultat ceea ce se discuta, trebuie să intervină cu mecanisme de piață, de așa natură, de politică, să creeze predictibilitate, să creeze tot ceea ce înseamnă regulament în piață, dar nu intervine brusc, brutal, dar legislația trebuie corectată la fiecare încălcare a ei. Faptul că azi sunt lăsați de izbeliște acești traderi, s-a ajuns ca piața de cereale să fie acaparată. Facilitățile portoare, Marea Neagră este al treilea hub mondial de export de cereale, de comerț cu cereale la nivel mondial. Și atunci acest hub este foarte interesant pentru aceste multinaționale și au reușit ce să facă? Să găsească mecanismele de a controla porțile de ieșire. Ori porțile de ieșire este logistica portoară. Tot ce înseamnă silozuri, comanda navelor care vin și pleacă din port, navele sunt comandate cu 3-5-7 luni înainte. La un moment dat nu găsești nave pentru că toate sunt comandate de către traderi. Adică ei pur și simplu au nevoie de nave, le comandă de pe piață și vin și încarcă și descarcă. Toată această logistică este la comanda cuiva. Ori dacă noi acum, fermierii români, ne dorim să facem export de cereale, trebuie să facem prin trader, dar ei controlează această piață și nu vor să cumpere din România deocamdată la nivelurile la care au ei nevoie de export. Traderii despre care noi am vorbit și care tot așa declarau niște profituri absolut ridicole aici în România. Am câteva minute de publicitate, Ionel Arion. Vă rog, rămâneți alături de noi. Ne întoarcem după publicitate în dezbatere din nou pe acest subiect despre cum pleacă și banii ăștia din cereale tot în afara țării.